Prieteni, sunt Mihai Stepanov cu un video informativ despre monetele la banca MCV. CAP din Austria, cine s-a înregistrat când era posibil pe site-ul Tycoon69. Deci acum se poate de început procedura de primire a monetelor date, care vor fi schimbate pe urmă pe monetele deja BCB for you la banca respectivă din Austria. Dacă n-ați făcut cumpărături, în orice caz tot una vă recomand să faceți procedura cum trebuie în acest video explicată, pentru ca să câștigați timp, să nu fie necesar pe urmă mai mult timp, când o să vă dorească toți să primească sau să facă înregistrarea pe acest site, mai bine începeți din timp, pentru că trebuie de făcut verificarea. Procedura este din două etape. Una este legată de calculator, unde ne trebuiește site-ul mcv-cap.at Austria, unde acest site va fi în descriere la acest video, o să-l puteți să-l accesați. După aceea mergeți în jos, unde va trebui de descărcat pe telefon o aplicație, dar ca să nu vă complicați, este un video în engleză, în germană sau în limba cehă, alte limbi nu sunt, de 4 minute, care se explică ce trebuie de făcut. Îl porniți. Welcome to the mobile community. This video will show you how to onboard yourself using the mobile community application and show its features. Download the mobile community application in the App Store for iOS and in the Google Play Store for Android. Deci video este din 4 minute, îl urmăriți mai multe ori. Deci trebuie descărcat aplicația din Google Play sau App Store, dacă aveți iPhone, sub denumirea de Mobile Community. Și dați la căutare. Please make sure that you spell out mobile community in one word. Open the application and click on sign up in order to start the onboarding process. Deci o descărcați, pe urmă intrați unde trebuie să indicați, atenție, acel email care l-ați avut la înregistrare pe site-ul Tycoon69. Și uitați-vă, aici ea, când intrăm cu parola, parola se creează mai târziu, deci ea intrați la sign up. Și înainte de asta faceți înregistrarea, unde trebuie să indicați, cum am spus, e-mail-ul. Și uitați-vă atent în video ce se arată. Yes. Deci trebuie intrat la sign up Choose the sales one organization. Deci în prima fereastră indicăm e-mail-ul care l-am avut la Tycoon69, iar mai jos, când apăsați, este scris Sales One. Apăsați Sales One și apăsați Select. Și după aceea apăsați pe sign up. And click on Select. Press sign up and wait for the green verification message. După aceea, pe e-mail care l-ați indicat la înregistrare, aici vine un mesaj pentru a activa înregistrarea. Deci vine un link pe care trebuie să apăsați. După aceea vă apare o fereastră nouă unde trebuie să creați parola deja. Creați parola.
Check your email folder for the mobile community email. If it is not in your inbox, please check your spam folder. Un mesaj, un este un link pe care apăsați. Choose a new password and make sure to enter. După ce apare o fereastră, noi trebuie să creați o parolă. Deci o creați. Enter the same password again. Open the mobile community application. După ce ați creat, deja din nou intrați prin logare cu e-mailul care l-ați indicat la înregistrare și parola care ați creat. Intrați în interior and input the email used in your previous sales organization with the newly set password. Click the login button. Click the red handshake symbol in order. Unde în interior deja trebuie de trecut verificare. Pentru aceasta apăsați pe butonul acest roșu unde sunt arătate două mâini. Deci când o să treceți verificarea, el o să fie cu albastru. Deci pe aplicația aceasta doar se poate făcut verificarea. Acolo sunt mai mulți pași. To start your KYS process. Carefully read our privacy policy and click OK. Deci sunt niște condiții care mergeți în jos și le acceptați. Now let's start scanning your identification. If you are scanning a passport, please make sure that the square covers the entire page of your passport. Unde trebuie să fotografiați? Dacă alegeți pașaport, dacă alegeți buletin, acolo arată la buletin ce trebuie să faceți. And the blue square is covering the MRZ number. Keep it hovered over identification card. Afterward, processing agreement and account ownership declaration. Și aici uitați, sunt 8 pași. Pe rând le treceți, în final acceptați toate condițiile și and place your signature in the designated area. Click create o semnătură și apăsați pe submit. Submit in order to finish your KYS process. Please contact your sponsor in order to get verified. If your sponsor is not available, please contact support at mobile-community.eu and wait for verification. Dacă careva probleme sunt, scrieți pe e-mail acest. You can select a different language for the app. În final, dacă ați făcut corect, ați trecut verificarea, o să fie așa cu albastru, cum am spus, unde deja alegeți limba, dacă vreți să o schimbați, așa sunt trei limbi, dar limba română încă nu e, poate va fi mai târziu. Deci, aveți în vedere, asta este o bancă nouă, performantă, care nu e încă în lume, pe principiul de blockchain. Banca se creează în Austria pentru Uniunea Europeană. Ei acum fac perfectarea actelor în fiecare țară. După cum am înțeles, România deja este acceptată. Application by clicking your name on the bottom right of the menu. Choose your preferred language and click select. In order to be able to suggest products to other partners, clients or yourself, după ce ați trecut verificarea aici, trebuie să intrați în calculator deja pe site-ul mobile-community.eu, unde intrați cu același e-mail și parola care s-a creat-o pe aplicație pe telefon. Aici deja noi trebuie să intrăm în direcția curs. Unde sunt două cursuri care trebuie de completat. Deci unul din 5 lecții, altul din 2 lecții. În final trebuie să fie completed la voi când ați făcut. Deci până nu treceți, nu puteți trece mai departe la primirea monetelor. Deci monetele putem primi aici sau putem cumpăra doar după ce trecem verificarea și trecem cursurile acestea. Nici cum altfel. Apoi, după asta, putem intra la produs, unde se poate cumpăra monetele la viitoarea bancă sau de primit cine le-a cumpărat pe Tycoon.
Deci inițial noi le primim în versiune smart contract pe Ethereum, iar apoi aceste monete MCV token vor fi schimbate pe coin BCB for you. Deci va fi în final altă monetă care se va numea așa, Blockchain Bank for you. În Austria această bancă va fi. Până în 2024 vor avea peste 1 milion de membri. Deci abia suntem la început și înțelegeți că o bancă tot timpul este în preț. Deci monetele la banca aceasta vor fi ca un fel de acțiuni. Deci eu vă recomand să le cumpărați dacă n-ați făcut cumpărături înainte, când era posibil la preț mai mic. Acum, după cum eu văd în video, undeva jumate de euro moneta se vor vinde. Vom vedea, eu încă n-am terminat verificarea, pentru că Moldova încă nu este unită. Dar cu România am înțeles că este unită, deci o să puteți faceți acest lucru și alte țări din Uniunea Europeană. Primul rând e început cu Uniunea Europeană, pe urmă cu țările CSE. Deci aici adăugați portofelul Ethereum, trebuie să fie de la Maya Zero Wallet sau MetaMask, nu trebuie să fie de pe careva bursă. Aici sunt unele regulamente, puteți să le descărcați, să le studiați. Și alte produse vor fi treptat când vor fi adăugate. Întrebări, răspunsuri, puteți să mai citiți noutăți careva date. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.